Zaharia, capitolul 1, versetul 18, îți poate afișa. Vede omul lui Dumnezeu o vedenie ciudată. Vede patru coarne. Și întreabă pe îngerul care era cu mine, ce-s coarnele acestea? Și îi spune îngerul Domnului, acestea sunt coarnele care au venit ca să împrăștie pe Israel. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine, ce înseamnă coarnele acestea? Și el mi-a zis, acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalim. Domnul mi-a arătat patru ferari. Eu am întrebat ce vor să facă aceștia. Și el a zis, aceștia vin să spirie coarnele care au risipit pe Iuda și n-a mai putut ridica nimeni capul. Ferarii aceștia au venit să spirie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii. Cuvântul coarne sau corn în Scriptură are cinci înțelesuri. Eu vorbesc la aceste coarne ca metode de risipire a lui Israel, a lui Iuda și, dacă vreți, a bisericii. Acestea patru coarne care le-a văzut Zaharia erau metode prin care diavolul risipește turma lui Hristos. Înainte de a pleca Mântuitorul din lume, o lăsat ucenicii ca pe miei în mijlocul lupilor. Dar se roagă în Ioan 17, de la 20, 21, 22, și în trei versete apare de cinci ori expresia unității. Și mă rog, Tată, ca ei să fie una, cum noi suntem una, și ei să fie una, și ei să fie una, și ei să fie una. Asta voia Dumnezeu, voia Hristos de la ucenii să fie una. Eu mă întreb, cum stați cu unitatea în biserică? Cum stați cu unitatea? Sunteți una? Dorința Domnului ca să fim una. Și voi, ca niște pietre vii, spunea Petru, sunteți chemați să alcătuiți o casă. O casă are două pricini de a fi dărâmate. Poate fi dărâmată prin două motive, dacă vreți. Una sunt motive exterioare, Matei 7, de la 21 în jos. O casă a venit și voaie, ploaie și vânt, adică din afară toate trei. Astea vin și bat în casă și bat și bat și bat. Casa care e pe stâncă rămâne în picioare. Slavă Domnul! Asta e o încercare a vrăjmașului din afară. Și când nu reușește, spune în Luca capitolul 11, versetul 17, orice casă dezbinată împotriva ei înșiși se dărâmă, îi prăbușește pe alta, spune acolo. Deci o metodă ca să împrăștie o adunare, îi de afară, vine diavolul și bate în adunare, bate, bate, bate. Și că nu poate, încearcă din lăuntru, adică prin dezbinare. Și rezultatul e același. Ori și voaie, vânt și ploaie de afară, factor extern, ori dinăuntru se întâmplă ceva, coace o bubă și deodată se împrăștie adunarea. Asta o face diavolul, dar noi trebuie să știm lucrurile astea. Vorbind de cele patru coarne, a spus că dați numai o schiță de predică. Primul corn, că neamurile au multe coarne, dar spune în versetul ultim, care și-a ridicat cornul împotriva țării lui Iuda ca să-i risipească. Primul corn pe care l-a folosit diavolul ca să împrăștie biserica lui Dumnezeu să o risipească a fost prigoana. Fapte capitolul 8, s-a stârnit o mare prigoană și toți în afară de apostol s-au risipit. Prigoana, biserica coptă, biserica din Alexandria, de-a lungul vremii prigoana, unde sunt bisericile din Asia, celelalte biserici, islamistul a invadat, nu facem istorie, o cucerit cetățile astea, a fost o nenorocire, prigoana a făcut ravage și a risipit de multe ori. Bunicul meu a fost condamnat la Cernăuț, pe 25 de ani, când mama mea avea 6 luni, o rămas văd orfană de mamă. Și când avea 5 ani, o rămas orfană și de tată, pentru că pe bunicul l-a dus la Cernăuți. În luna februarie l-a luat de scult, bătut din post în post, o mers prin zăpadă și pe gheață până la Cernăuți și o primit 25 de ani. Și îmi spunea mama înainte de a muri, aveam 5 ani și făceam la poartă de strajă, că frații erau adunați în casă și eu, dacă văd jandarmii, să-i anunț. Și m-am dus în bucătărie și am luat o bucată de pâine. Și când am ieșit afară, jandarmii erau în prag, au venit, cât s-au încurcat ei în bucătărie. Și pe tătuța l-au luat și l-au dus desculț sub ochii noștri. Mamă n-aveam,
tată n-aveam. Am rămas 3 copii care ne-au crescut vecini, ne-au crescut frață, am răbdat de foame și dormeam pe sub garduri pentru că tata era la Cernăuț pe 25 de ani. Eu mă uit la pocăința noastră, nu mai spui la o soră să-mi rece mai frumos și nu mai vine la adunare. Nu mai spui la cor la una să duc mai încolo și gata, nu mai vine la repetiție. Așa suntem de sensibili, așa suntem de puțin pocăiți. Dumnezeu să ne ierte din pocăința noastră. Dar vreau să spun că prigoana atunci o făcu ravage. Dar ăsta e primul corn care se cheamă prigoana. E o metodă pe care o folosit-o diavolul. Și când nu a reușit prin prigoană să ne dărâme, să ne dezbine, la noi a fost adunarea închisă vreo 3-4 ani de zile. Povesteau părinții noștri, eu țin minte când a fost, dar era mic. Mergea la adunare și era un racăt ruginit deja pe ușa adunării. Și când după 4 ani de zile s-a deschis din nou adunarea, când au spus să vină frații la adunare, nu încăpeau, erau de 2 ori mai mult. Pentru că oamenii din sat s-au tot pocăit între timp. Prigoana nu a reușit să ne împrăștie. Și atunci vine diavolul și are o altă metodă de risipire. Hai să citim, dacă vreți, metoda aceasta folosită de diavolul să nu fie și aici. În Ezechiel, capitolul 34, am numit eu aici pastorație greșită. Voi mâncați grăsimea. Vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce-i gras, dar nu pașteți oile, nu întăriți pe cele slave, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, n-aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprime și cu asuprire. Astfel ele s-au risipit. O a doua metodă care pleacă acum din interior este pastorație greșită. De ce s-au risipit oile astea? Că nu au fost păscute bine. Pentru că păstorii lui Israel se pășteau pe ei. Și aici, când vorbim de pastorație greșită, sunt două variante. Ori păstorul bate turma, ori în Zaharia, capitolul 13, versetul 7, turma bate păstorul. Scoală-te sabie, lovește păstor și turma se va risipi. Sunt două variante care le folosește diavolul. Ori sunt păstori atât de mândri și de mari că bat turma și nu o pasc și nu leagă rănile și nu caută pe cea pierdută și nu îngrijește, ori sunt turme care bat păstorul. Eu m-am întâlnit în adunări și așa și așa. Am întâlnit turme care bat păstorul. Știi ce se întâmplă câteodată? Uite, pe mine m-a chemat fratele Iemi în seara asta, e singurul care mă cunoaște. Ei bine, dacă am o predică bună și vouă vă place, mergeți și spuneți: Domne, Dumnezeu a avut milă de noi, vezi, Dumnezeu ne-a trimis un frate și ne-a vorbit, dacă e bun. Dar dacă eu greșesc și vouă nu vă place, întrebarea: cine l-a chemat? Păi Iemi l-a chemat. Și? Păi cum el, așa și musafirii care îi cheamă. Când îi tot bine, îi meritul lui Dumnezeu. Și îi, când e ceva rău, îi vinova păstorul. Și eu m-am întâlnit multe adunări în care au fost bătute de păstor. Până când au spus oamenii mei: rămâi tu și condu, las-mă, eu vreau liniște pentru casa mea și copiii mei. Dar am întâlnit și adunări când turma o tot bătut păstorul, până au spus: nu mai trebuie nici pastorație, faceți ce vreți. Nu-i bună nici una, nici alta. Este o metodă pe care o folosește diavolul. Să nu fie și aici la voi. Amin? Apoi tot în capitolul acesta mergem la versetul 19. Deja nu-i mai pastorație greșită, pentru că vă spun, ani de zile, de mult slujitor, și frații m-au ales în comitetul adunării, și în comitetul filiale, sunt și în Consiliul Bisericesc pe țară, dar nu astea sunt titlurile noastre, nu. Nu astea sunt mari, că Dumnezeu nu ne-a strigat după diplomele care le avem. Dar am observat că există problema asta, pastorație greșită. În al doilea rând, totuși ca conducătorul ar vrea să aibă liniște, ar vrea să aibă pace în adunare, nimeni nu vrea să facă el tulburare în adunare. Dar mai apare încă un corn aici. Nu se mai cheamă pastorație greșită, se cheamă lupta sau certurile de partide, care sunt între frați. Uitați-vă versetul 19. Și oile mele trebuie apoi să pască ce ați călcat voi cu picioarele voastre, să bea ce ați tulburat voi cu picioarele voastre. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată că voi judeca între oaie grasă și oaie slabă, pentru că ați izbit cu coasta și cu umărul și ați împuns cu coarnele voastre toate oile slabe până le-ați izgonit.
Astea sunt certuri între frați, certuri între partide. Nu-i mai vinovat păstorul, îi vinovat neamul cutare. E vinovat neamul cu tare că se războiește și facem partide și oile grase împing pe cele slabe și acele trebuie la un moment dat să fugă. Să nu fie așa la voi. De unde vin certurile astea între partide? Iacob întreba capitolul 4, de unde vin luptele și certurile între voi? Știți de unde? Odată poate fi un sentiment de invidie, poate fi un sentiment de pismă. Fiul Amon s-a dus să bată Israelul. Și Iefta a spus la toți, măi, hai să ne batem cu fiii lui Amon. Și eu spus, nu venim, fiii lui Amon în star, nu-i putem noi să batem. Și Iefta cu o mână de oameni s-a dus și a bătut pe fiii lui Amon și a reputat o mare biruință. Când au venit înapoi, au venit cei din muntele Galaadului și a Efram și eu spun lui Iefta, Iefta, de ce te-ai dus la război fără noi? Acum am venit ca să te ardem pe tine și casa ta. Măi, frumoasă răsplată. Eu mi-am pus viața în joc, eu am făcut o juruință, știți, cu fica lui Iefta. Eu m-am bătut cu fiul lui Amon, voi n-ați vrut. A spus că nu se poate, că nu merge asta, că fiul lui Amon sunt mai tari și când Domnul mi-a dat biruință, voi acum vă luați de mine. Știi cum s-ar traduce asta într-o adunare? Hai să facem un cor, am întâlnit adunare, hai să facem un cor. N-ai cu cine, n-ai sopran, n-ai pe nimeni, nici n-ai dirijor. Băi, hai să facem un studiu biblic. Cine vine la studiu biblic, Domnule? Măi, frate, hai să facem o stăruință după Duhul Sfânt. No, ăstea sătui, nu mai vine. N-ai cu ce face. Și se apucă unul și face. Și când face, reușește. Culmea, reușește. Ăia cârcotașă, ția, crezi că le pare bine? Îi devin pismași, îi devin invidioși. Nu-i bun cum ai făcut tu. Dar când te-ai chemat, de ce n-ai vrut să vii? Uite, așa apar certurile între partide. Să nu fie și la voi așa. Amin? Sau dacă vreți, solidaritatea cu păcatul. Citim în Judecători, capitolul 19, s-a întâmplat în Israel o mișelie cum nu a mai fost niciodată. Știți când niște oameni au omorât pe țâitoarea acelui om și bărbatul ăsta dimineața a luat cuțitul, o tranșa nevasta în 12 și l-a trimis în Israel. Uite ce se întâmplă în Israel. Tot poporul s-a strâns la Mițpa ca un singur om și s-a dus la cetatea lui Beniamin și a spus, măi, oameni buni, aici în cetate aveți niște golani, măi. Aveți niște huligani, mă, niște răi. Scoteți-i afară, cu voi n-am nimic. Doar nu a spus de ăia răi, scoteți-i afară ca să-i pedepsim. Știi ce a spus? Nu, nu-i scoatem. Și a fost războiul și toată seminția lui Beniamin a fost nimicită. Știți de ce? Ei au ținut cu nepoții lor, cu cumnații lor, cu frățiorii lor. Și asta se întâmplă și la noi. Eu am văzut din astea multe, la noi miresele stare simple. Dacă vă spune că nu m-ați măritat fete niciuna la noi în adunare, cât îți de simple fete noastre. Dar fiecare vrea mireasa să fie pocăită când e mireasa ta, nu când e a mea. Când e a mea, tot să-i spun ceva. Fiecare ar vrea copiii tăi să fie pocăiți. Copiii tăi să fie pocăiți, dar nu ai mei. Când să ai mei, știți, am inimă de tată. Noi când dam botezuri în apă, făceam o cercetare cu toți candidații, făceam catecheză, mărturisirea păcatelor, îi prezentam la comitet și la urmă îi prezentam în adunare. Rog toți candidații să ridice în picioare, oameni buni, uite ăștia-s candidații, merită sau nu, spuneți. Măi, era un frate și trăiește. Tot timpul era împotrivă la toți. Frate Dragoș, ai grijă, știi ce scrie acolo? Pui din năpârci, să nu fie niște pui din năpârci. Lasă-i să mai pocăiască. Acum vă spun așa o diplomație care o foloseam. Îi ridicam candidați în picioare când nu era el la adunare. Când vedem că frate acela nu-i, uitați-vă, ăștia sunt candidați. De fiecare dată la om, ăla erau pui din năpârci. Și îmi făcea probleme, că doar erau băieți, fete pocăite. Odată eram acasă și vine la mine și spune, frate Dragoș, am venit să vorbesc ceva cu dumitare. Spune, uite, nepoata mea vrea să se mărite. Slavă Domnului, merg și eu la nuntă. Măi, dar n-are botezul. N-ai vrea tu să-i dai botezul? Că e tare tânăr, are vreo 17 ani. Eu zic, frate, dau botezul numai să nu fii un pui din apurcă ceva. Și el spune, frate Dragoș, dar tu cum citești în Scriptură? N-ai găsit că scrie acolo botezați-i și învățați-i? Ce să chină o fată de 17 ani pocăind? Ce știe asta? Dar tu o botezi, după aia o înveți, că așa scrie Scriptură. A spus, uite, domne, cum sunt oameni. Încă el spunea, putea să vină tata fetei, dar am venit eu, că
Genele nu știe să vorbească. Și mă punea așa în secret, fără să știe nimeni, să-i dau botezul. Bine, fata era pocăită, i-am dat botezul în adunare. Aceeași procedură am avut-o. Nu era pui din năpârc, era o fată cu minte. Dar vedeți cum avem două ocale? O caua mare și o caua mică? Vedeți când e familia mea cum țin la ea și o acopă? Când e familia ta să se facă proces verbal, să știe toți? Vedeți cum nu suntem pocăiți? Așa se nasc certurile de partide. Lucrurile astea, unul azi, unul mâine, când nu suntem cinstiți, când nu suntem drepți, se adună, se adună și se fac partide. Și încep oile grase să le bată pe cele slabi până le risipesc. Și asta e o metodă de risipire folosită de diavolul. Să nu fie la voi, fraților. Apoi mergem ultima metodă și cu asta închei în Daniel. Un cuvânt al Domnului spunea așa: s-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Și acum, cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în tot ce a început. Vorbim de al patrulea corn. O intrat în locașul sfânt, acolo unde era jertfa necurmată, și cornul ăsta a aruncat adevărul la pământ. În momentul în biserică, în care se ajunge să fie promovată minciuna și neadevărul, acolo biserica se va împrăștia. Azi, mâine, mai degrabă sau mai târziu. Când adevărurile fundamentale ale lui Dumnezeu nu mai sunt predicate, eram atât pe genunchi. Și Duhul Sfânt îmi spune: azi predici despre minciună. Și am spus: Doamne, dar nu-s pregătit. Și în fracțiune de secundă am primit o predică despre minciună, de la originea minciunii până la răsplătirea minciunii. Când e promovată minciuna, când adevărul lui Dumnezeu nu mai este spus de la amvon, deja adunarea se va împrăștia. Cornul s-a ridicat și a aruncat adevărul la pământ. Eu vreau să vă spun, învățătura cu privire la nașterea de copii deja stârnește împotriviri în adunările penticostale. Învățătura cu privire la doctrina simplității, fără să porți podoabe și să ai o ținută cuvincioasă, deja nu-i mai primită bine prin adunări. Învățătura despre botezul Duhului Sfânt, stăruință după Duhul Sfânt, deja e privită cu suspiciune de unii. Astea sunt adevărul din Scriptură, dar vine cornul, aruncă astea la pământ și aduce surogate, aduce învățători care îi gâdilă urechile și îți plăcuți la ascultat. Personal nu cunosc pe nimeni de aici, n-am cu nimeni nimic, n-am venit după bani, n-am venit după reclamă, am venit că m-a rugat fratele Emi, de fapt unchiul lui care mi-e prieten, mitică Fedor. Dar vreau să vă spun, ăsta e adevărul lui Dumnezeu. Vegheați cei din adunare să fie promovat aici adevărul, să fie propovăduit adevărul, să fie proclamat adevărul și Dumnezeu să vă ajute. Primul gând a fost legat de lucrarea Duhului Sfânt în alcătuirea trupului Hristos. Al doilea gând a fost legat de metodele folosite de diavolul ca să împrăștie adunarea. În vedenia Zaharie au mai văzut un lucru și pentru asta mă rog, am văzut niște ferari și au întrebat: ce fac ferari aceștia? Ăștia au venit să sperie și să taie coarnele. Dacă sunt metode, este o cântare veche. Vai de cei nepăsători în Sion, cânta când eram eu copil, vai de cei cu gâtul lung, ce cu mir de preț se ung și pe frații lor împung în Sion. Dacă sunt frați din ăștia să pocăiască, dacă eu am împuns pe careva să mă pocăiesc și dacă nu putem face de bună voie, vin ferarele lui Dumnezeu. Și când vin ferarele lui Dumnezeu, taie coarnele astea, o să se audă că o trec cu ferare pe aici. Eu doresc ca Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim de bună voie și rămâneți uniți. Gândiți-vă la Hristosul care se ruga: Tată, mă rog ca ei să fie una. Amin.